Bună seara tuturor! Acest video trebuie să apară un pic mai târziu atunci când ies câinele afară, dar apare acum pentru că am văzut pe wall de pe Facebook un share la o știre de pe zgardedegardă.media. Acolo este, titlul știrii este următorul. Președinta Maia Sandu are un nou consilier pe probleme politice. Și conținutul știrii scris de către redacția GDZ, comentatoarea politică Stella Jantoan a fost numită prin decret prezidențial în funcție de consilier pe relații și непонятно що. Anterior, Stella Jantoan a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2009-2014 și a făcut parte din fracțiunea Partidului Democrat din Republica Moldova. A fost membra a Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Aceste curve de la zgardă de gardă uită despre faptul că pe același site al lor au mai multe investigații, în care unul dintre subiecte este doamna Stella Jantoan, amică personală a domnului Marian Lupu, care prin anul 2010, dacă nu greșesc, sau 2009, când am avut un offline cu dânsul și eu am zis ceva de genul că da, poate domnul Lupu bea vodcă, a sărit la mine ca arsă și l-a apărat pe Marian Lupu de parcă era copil, soț sau nu mai știu ce. Deci, repet, Zgarda are la ei pe site din anul 2014 un articol scris de Victor Moșneac care se numește Parlamentul i-a făcut milionari, în care o menționează pe doamna Stella Jantoan, care și-a cumpărat casă prin aloveniu în automobil Mitsubishi, etc., etc., și o a doua investigație, un a doilea articol pe site-ul Zgarde de Garde, este scris de un oarecare admin pe data de 2 iulie 2009, în care povestește despre dispozițiile lui Marian Lupu, ultimele dispoziții ale speakerului Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, în care el i-a oferit doamnei Stella Jantoan, pe banii voștri, pe banii bugetari, pe banii contribuabililor, un apartament care, dacă nu greșesc eu, are 3 camere. Cam așa personaje, cu părere de rău, ajung să o consilieze pe Maia Sandu. Asta fără să pomenim despre faptul că penalul Veceslav Negruță, care nu are voie să ocupe timp de 5 ani funcții publice, a fost ridicat la rangul de secretar general al președinției. Doamna Maia Sandu, risc, presupun. Și încerc să mă convinc că nu o să fie așa, dar probabil o să fie așa, că o să pierdeți lupta în fața cumătrii. Mai ales cu așa consilieri care sunt vânduți, răzvânduți și care văd doar semnele dolarului sau euro în fața ochilor. Mai ales idioate, și asta pot să afirm, sigur, ca Stella Jantoan. Aveți grijă de voi, aveți grijă sănătatea voastră și în cazul în care aveți posibilitate, nu uitați să donați pe Patreon. Adică în cazul în care aveți posibilitate, nimeni nu vă impune, este doar... Eu îți vă spun mulțumesc!